Ne topim după înghețată și mâncăm anual cu kilogramele. Ce nu știm este că pe lângă aromele preferate, vanilie, ciocolată sau fructe de pădure, înghițim și un pic de salmonella, E. coli sau alte bacterii periculoase. Am dus mai multe tipuri de înghețată în laborator și am avut parte de surprize care taie orice poftă. Urmează un nou episod din seria Ce ne puneți în mâncare? Între român și înghețată e o dragoste mare, indiferent de vârstă. Este desertul meu preferat. O ador. E dulcele meu preferat. Ce mănânci? Înghețată. Îți place? Da. Pentru că e dulce. Un român mănâncă în medie 2 kg de înghețată pe an. Aromele preferate sunt vanilia, ciocolata și fructele de pădure, iar dozatoarele sunt tentația verii, plasate strategic în zona parcurilor unde vin foarte mulți copii. De acolo am cumpărat și noi mai multe tipuri de înghețată, de la astfel de dozatoare, dar și vafe ambalate vândute în marile supermarketuri, dar nu ca să le mâncăm. Așa trebuie duse probele în laborator, în pungi sigilate și probele neatinse. Pentru înghețată vom determina lipidele, zahărul, grăsimea de origine lactată, enterobacteriaceele și drojdiile. După o săptămână ne-am întors ca să vedem negru pe alb ce ne puneți în înghețată. Enterobacteriile sunt de ordinul miilor, iar drojdiile și mucegaierile sunt de ordinul zecilor de. Echipamentele probabil sunt nespălate sau condițiile în care a fost realizat mixul de înghețată sunt improprii desfășurării unei activități de restaurație publică, de comerț cu alimente. Cu alte cuvinte, mizerie pe aparate, pe echipamente, ori pe mâinile angajaților. Atât salmonella, o bacterie foarte periculoasă, cât și E. coli, coliform, multe bacterii care ne pot face rău. Dacă acest produs nu era vândut congelat, încărcătura microbiană era probabil de mii de ori mai mare. Copiii oricum sunt mai sensibili decât adulții, deci ne trebuie o doză mult mai mică de germeni ca să ajungă să facă o toxinfecție alimentară. Se manifestă prin stare generală proastă, vărsătură, scaune diareice, poate ajunge la deshidratare, poți să ajungi cu copilul în spital și să fie nevoie de tratament medicamentos. Este treaba autorităților să controleze că aceste aparate, că ingredientele, oamenii care le manevrează sunt în regulă din punct de vedere sanitar. Nu vezi salmonela cu ochiul liber. Cred că nu este foarte bună pentru că nu știu cât de des le spală, mă gândesc, cuva respectivă, dar am văzut de multe ori că toarnă cu un recipient o găleată. Nu prea o aleg pe asta. Eu am înțeles că nu sunt făcute cu lapte, cum trebuie, cu cremă, cu ingredientele, ciocolata nu e ciocolată, deci e pe bază de, nu știu, pastile, praf, chestii de genul ăsta. În laborator s-a văzut cel mai bine cât e lapte și cât e apă chioară în cornetul cu înghețată. Surpriza mare a fost în cazul înghețatelor vrac, atât cea la pahar, cât și cea la cornet. Niciuna dintre ele nu conține pic de lapte. Conținutul de zahăr este foarte, foarte mare. Vorbim de 16% zahăr. Noi comparăm sau suntem împotriva băuturilor răcoritoare cu un conținut de zahăr de 7%. Nu conține lipide, deci nu are grăsimi. Nu conține altceva decât apă, zahăr și probabil arome și coloranți. La fel și în cazul granita, sucurile colorate și înghețate, care se vând tot la dozator prin parcuri. Am observat că altceva decât zahăr, produsul nu conține. Nu conține urme de fruct. Acest suc este un amestec de zahăr, coloranți, arome și conservanți. Cel care vinde ar trebui să eticheteze în mod clar că acest suc este cu aromă de căpșuni și nu este cu căpșuni. Nu conține nici 1% căpșună. Doar înghețata ambalată a trecut testele specialiștilor. Din punct de vedere microbiologic, vafa ambalată este curată. Dar ne uităm la produsele neambalate, produsele vrac, și atât în cazul enterobacteriilor, cât și în cazul drojdiilor și mucegaiurilor, avem valori foarte mari. 10 la a treia, 10 la a patra. Inspectorii ANPC au controlat vânzătorii la începutul verii. Ce nereguli ați găsit? De la condițiile de depozitare, de la condițiile de comercializare, modul care era ținută înghețată,
În așteptarea unor măsuri mai ferme din partea autorităților, noi rămânem cu întrebarea: ce ne puneți în mâncare?